Un fapt care ne-a atras atenția a fost acela că, deși există foarte multe festivaluri, festivaluri concurs unde sunt comisii de jurizare, nouă ne-ați atras curiozitatea, anume de ce nu ați acceptat niciodată să fiți prezent într-o astfel de comisie? Da, pot să spun, poate că n-am fost invitată, dar am fost invitată, da. Eu uiteam să-ți răspund. Ceea ce am răspuns și doamnei Emilia Comișel, folcloristă care s-a stins acum câțiva ani. Toți cei care intră în competiție au păreri foarte bune despre ei. Că ei sau părinții. Când au intrat, nimeni, unul poate să ia marele premiu, unul trofeu, doi și trei premiu. Restul, câte o diplomă de participare. Eu nu-mi permit să intru și să tai aripile acestor copii. Pentru că am destule păcate, nu mai vreau să fiu pomenit. Și nu vreau. Și când m-a sunat doamna Emilia, Sofia, de ce tu chiar nu vrei să intri într-un asemenea jur? Nu, doamna Emilia, mai dacă tu gândești așa, atunci e bine. Nu vreau, nu. Că sunt exigentă. De exemplu, dacă mă mai întreabă cineva, mi s-a întâmplat, că au fost festival sau au fost spectacol, atenție, pentru că se leagă, ești foarte bun și dintre cei care sunt foarte buni, se leagă de cercelul lung, de brățara de la mână, de flecuștețe. Deci, dacă vii, într-adevăr, costumul și reprezintă o zonă anume, nu te mai încarci cu zgârdiță de Maramureș sau nu știu ce, sau... Că se iau de toate mărunțișurile. Și atunci, ia celălalt care, de exemplu, mă întreabă odată o mamă de fetiță, acum văd că și-a schimbat. Eu spun, dar nu, că se vor simți treaba lor. Ziceți-mi, cum e costumul fetei mele? Era copilă, școlăriță. Zic că ai tăiat dantela de la cerceaf. Dar de unde știți? Păi se vede că ai pus la poală dantelă de la cerceaf. Nu. Dacă nu avem, să avem cămașa cu maro. Dacă nu avem poală cu țără maro, prefer simplu decât să fie cu roșu sau cu albastru. Tare mare grijă. Cred că sunt foarte rea în punctul ăsta de vedere. Eu îmi pregătesc costumul de azi pe mâine sau pe poimâine și mă trezesc în ziua respectivă că nu. Altceva și le combin. Am și costume multe, adevărat. Am observat că la fiecare cântec îmbrăcați un alt costum. Da, asta ține și tot de tine. Nu trebuie să ai pe cineva care să te împingă din spate, să uite așa, așa. Ține de tine ca om, știi? Cum? Și pe stradă. Că dacă ne-am îmbrăcat precum e codru toamna, am fi cele mai frumoase femei.
noi e mândru leanu. Ai venit cu papușoi mândru leanu. Ori cu grâu, ori cu zacar, ți-le fac faină. Mășinată ba de drag, am venit că te-am visat ba de drag. De veșina ta mărit scoase, cunești de miri bari. Lasă-mi Încântați-ne cu descrierea costumelor pe care le aveți și care nu sunt puține. Știi, Vasilica, eu am adunat, îmi place să adun din, mai de peste tot costume decât din zona mea, pentru că eu m-am format pe timpul cenzurii. N-aveam voie să depășim hotarul Bucovinei nici ca și vestimentație și nici ca și repertoriu. Era perioada când n-aveam voie să avem în text nici durere, nici bătrânețe, nici amar, nu mă, foie verde și suschișor. L-a bătut la pământ. Ei, cred că aici, când mi-a zis Bob Guros, când i-am viaznia ta și faci, știam că mai am eu acasă niște lucruri care nu le-am cântat. Am de exemplu acolo că pe repertorul care l-aduc acum cu el, bărbață care merg la armată, rabdă de foame și el a zis, bă, leu, mi-a adus aminte, că și el are o vârstă. Da. Și costumele, să știi că la căsuța de la Vehicov, am o căsuță acolo, am 205 costume expuse. Costume care nu mai pot fi îmbrăcate și acum au dat și molile. Și s-a scris pe Facebook, eu această pagină mi-o ține cineva, nu mă pricep și nici nu-mi place. Și nici nu vreau să învăț. Dar e necesară în zilele noastre cumva. Da, știu, pentru că a fost și o păcăleală, cineva s-a dat numele meu și a început să strângă bani. Nu sunteți nu singura. Și multă lume a dat bani, ceea ce au mințit. Nu ascultați, pe cei Facebook nu se dă bani, că nu știi cine e în spate. Chiar din Piatra Neamț, fiind individul, s-o afla până la urmă și s-o găsit omul. Mă rog, costumele. Am și primit de la Maria Ciobanu, la Veta Birie și de la Elisabeta Turc, multe cântărețe mi-au dăruit, sunt costume vechi. De ce am făcut eu acest lucru? Generațiile care se vor naște nu vor mai găsi gospodine țesând la război și nici cu acu. E mai ușor să cumperi lucruri din magazin și... Și tot ce a rămas acum e cumpărat cu atâta de puțin și cu așa mare ușurință de turiști, spre exemplu, care... Mă rog, ale mele nu mai pot fi îmbrăcate. Sunt acolo și am spus așa, cei care vor intra și vor vedea aceste lucrușoare, să știe care le sunt rădăcinile. Iată cum este femeia româncă, cât e de harnică, de pricepută, de răbdătoare. Asta am spus eu anul trecut, am fost invitată Parlamentul European. Și am adus cu o cămașă bătută în mărgeri, de bucoșe. Și sigur că am vorbit despre folclor, promovarea folclorului și despre tradiții. Și am spus să promovăm ideea românească în lume, nu la noi în țară, în lume. Și am spus, iată, dintr-o mână cu mărgele, minuscule și multicolore, s-a creat o grădină cu flori. Iată că te pricepe să dai conturul unei flori, umbră a unei frunze. Aici trebuie tare mult timp și răbdare și imaginare. Da, nu se poate. Și trebuie să arătăm că suntem vrednici. Românca noastră este foarte harnică. Ea este și în casă cu prunci și afară la grijă animalele
Și mereu este îndemnul, ea este capitanul, să mă ierte bărbață care, dar să știți că tot noi vă facem în felul. Că dumneavoastră spune bărbață, spune în felul, noi femeia din spate învârtim cum vrem. Așa, mai departe, mi-a plăcut, nu mai pot fi, eu nu am spațiu mult acolo la Bicov. Pentru că nu e o casă mare, alții au, pentru care sunt plecată, nu, foarte mulți sunt plecați la lucru, te mir unde. E o căsuță, în stil bătrânesc, și pentru că sunt rupte, sunt nu mai poți, asta, asta se întâmplă să fie bună, de-aia nu-și n-o pun acolo. Dar am cămăși care le îmbrac și sunt rupte, dar fâlfuindu-mă, încântând, nu o să vezi. Știi că am și lucruri care nu mai pot fi arătate, adică purtate pe stradă. Și mi-au venit anul trecut niște nănașe, că la noi la Vicu se pun câte zeia și nănașe. Toate au vrut în costume populare și mi-am zis, doamna Sofia, nu ne-am îmbrăcat. Ia, alegeți-vă și dați rupte. Păi eu ce spus? Nu pot, pentru că a merge să te vadă lumea, trebuie să fii ca asta. Asta nu o dau, asta o păstrez pentru mine. Și, da, asta e de la Sadova. La Pujorâta, pardon, de la Liliana, o fată, o asistentă sanitară medicală care mi-a dăruit această cămașă și îi mulțumesc și pe această cale. Da, deci, ca să revin la muzeu, nu-i muzeu, o expoziție. Acolo am pus pe motivul floral și am căutat unde este rupt să-i fac un pliu, ceva, să-mi se vadă. De exemplu, mi-a trimis cineva de la, s-a scut o basma. Marginea este superbă, neagră este, dar înăuntru nu știu ce, o rupt-o, uite așa e bucăță. N-am tăiat-o, am des, dar nu-ți spun, cred că mi-a luat jumătate de zi să-i fac o atâța plișa, cu șoare să nu se vadă, să o pun acolo. Dacă ar lua cineva un lucru de acolo, m-ar și blastama. O altă, o vecină, s-a dus la nuntă, catrență nouă-nouț. Și-o neîndămânat că eu varsa borșul moală. Bine că nu a opărit-o. Și vine și îmi spune, zice, doamna Sofia, mi-am nenoroșit ca prință. O arunc. Și de ce? Am spalat. Tu da coșe noi am făcut. Dă un coș. Doamna, și faceți? Dă un coș. Că găsesc o porțiune de patată și o pun acolo. De desubt tăpată, de așa, nu, o bucățică e bună. Așa sunt costumele mele acolo, în muzeu. Altfel, m-ați vedea zilnic cu altă cămașă. Dar cineva a intrat să vadă, uite cum a fost român, uite cum e românca noastră, de harnică, de frumoasă. Aveți grijă de neveste și de bunici. Pentru că bărbații sunt copiii noștri, să știi, Vasilica. Într-un fel sau altul, da. În tot felul. Joacă, hopa, hopa, șo, bătrânească pitoloacă, hopa, hopa, șo. Da se vadă și tinerei, hopa, hopa, șo, cum joacă doi bătrânei, hopa, hopa, șo. Da scripca araș cu glasul țirișai, ram, viri, viri, da. Țineașă, cum știi tu, ghine, șairam, diri-diri-da. Dar să s-aud în valea sacă, șairam, diri-diri-da. Și vită, spitoloacă, șairam, diri-diri-da. Dar lumii dragă, fașiți locă, hopa, hopa, șo. Mă trufocă, hopa, hopa, șa. Dai, dați, tăți, cum om putem, hopa, hopa, șa. Tineri și de sama mem, hopa, hopa, șa. Da, tinerii stau și să uită, șa, era, diri, diri, da. Da, chișoarele nu-i ascultă, șa, era, diri, diri, da. Hai, da, stă-ți cu Doamne ajută, șai eram, diri-diri-da, șu, bine-nțel, s-a la bătută, mă!
pa-pa-pa-pa-pa-șa. Până trupul mi s-a frânge, pa-pa-pa-pa-șa. Dai, dai-n joc fuguța, hai, pa-pa-pa-pa-șa. Că mai este până la rai, pa-pa-pa-pa-șa. Ai câtă-ți drași spi pământ și-ai ram-di-di-di-da. Dar nu te lasă să mori sfânt și-ai ram-di-di-di-da. Dacă te-ndeamnă la păcate și-ai ram-di-di-di-da. Și cât mai multe și mașcate pacate, pa-pa-pa-pa-șa. Hai strâns dorurile tăte, pa-pa-pa-pa-pa-șa. Da și ele multe și mărunte, pa-pa-pa-pa-pa-șa. Tăte-s pipleti carunte, pa-pa-pa-pa-pa-șa. Da hai cu mătre la mârtit și-ai ram-di-di-di-da. Da, păcat că am îmbătrânit și-ai ram-di-di-di-da. Ai și-o murit satui de zile și-ai ram-di-di-di-da. Da, și ne-a îngropat trimojile și-ai ram-di-di-di-da. Da, ca pe alță și pe mine și-ai ram-di-di-di-da. Da, și-a sune grotuși când vine și-ai ram-di-di-di-da. Ai câtă-ți drași spii pământ și-ai ram-di-di-di-da. Și nu te lasă să mori sfânt. Vasilica, ai pomenit tu mai la început că eu ți-am zis ca să nu-mi bată singurătatea și urâtul la ușă, eu cochetez cu poezia. Chiar lucrez acum la o carte. N-am mai apucat să desenez nimica, că eu am și desene în creion. Dacă vă rugăm să ne... Normal, că asta și vroiam ceva. Eu nu mai știu dacă... N-aș vrea să mă repet cu poeziile. Uite, una scurtă, de vorbă cu sufletul. I-am așa, am intitulat-o. Dorurile mele sunt multe, croite din vorbe mute. Stau la sfat cu sufletul, eu îl întreb, îl zice nu. Blăstămatul, minte bine că-i mai amărât ca mine. Că într-o noapte l-am surprins cum să ne cam plâns. Minți și tu, ca toată lumea? Să nu minți azi ar fi culmea. Dar te întreb, odată în lună poți fi tu fără minciună? Foarte. Și una care am dedicat-o la venirea primei mele nepoate, Ana Sofia, pe lume. Eram între două drumuri când a venit ea pe lume, pe 14 martie. Am venit dintr-un turneu din Germania și mă pregăteam pentru Anglia. Am plecat invitată de părintele Pufulete. Singur în avion, singur în hotel, singur în cabină și încărcată cu emoția celui prunc tâta micuț. M-a pălit și am zis, ce-i norocul? Noroc înseamnă viață atunci când hotărăște Dumnezeu să vii pe lume. E un curcubeu ce alungă setea și ne dă speranță. Noroc e zâmbetul tău îngeresc, e pâinea în holdă pe ogoare, parfumul florilor de pe răzoare și liniștea când mi-o găsesc. Noroc e pacea la hotar, este iubirea dintre semeni, e doina noastră de milenii, noroc e ce-ți dă Dumnezeu un dar. Bine ai venit, ființă mică, să fii iubită, să iubești, păcatul să nu-l întâlnești. Noroc e că am ajuns bunică. Să fiți sănătoasă și să vă bucure Dumnezeu. Mulțumesc. Știi că îți mai spun una, am spus-o, mă repet, știu că spațiul e scurt, dar poate că cineva preia rugăciunea. Nu e a mea, am găsit-o, am preluat-o. Doamne, mă ajută și mă învață cum să mă rog, cum să mă port,
cât să vorbesc, cum să mă smeresc, cum să rad și cum să iert. Dragi telespectatori, se spune că sentimentele îngropate de vin nu pierd niciodată. Pentru mine această emisiune în care, iată, ca să spun, a fost lângă domnia sa, lângă doamna Sofia Vicovanca, mi-a adus foarte multă bucurie și am convingerea că și dumneavoastră, în răgazul pe care ni l-ați acordat privindu-ne, v-am bucurat și v-am adus un strop de seninătate și de bine, poate și de nostalgie prin cântecul doamnei Sofiei Vicovanca. Un gând potrivit pentru cei care ne privesc? Să fie și o orare. Încep așa cu ce-mi doresc mie să aveți dumneavoastră parte. Sănătate, că e cea mai importantă, atâta timp cât avem sănătate, suntem foarte bogați. Liniște și lumină, să vă vedeți copiii ajuns la casele lor, cu pâine caldă și dulce pe masă. Doamne, știți cum, lumina sfântă a lui Dumnezeu să vă însoțească în drumurile care le aveți, în casele dumneavoastră și sufletele dumneavoastră să fie scăldate în lumina sfântă. Vă țuc sufletul. Atunci când e frumos și suntem bucuroși, când este bine, timpul trece foarte repede. Așa se întâmplă, iată, că emisiunea noastră, Comorile Neamului, se apropie de final. Vă aducem mulțumiri dumneavoastră pentru că ne-ați bucurat să vă alăturați nouă. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și spațiu pentru mine. Mulțumesc! Cu mult drag! Și de asemenea, domnului Creangă Codruț, patron la Curtea Bizantină, aici, în Șcheia Suceava. Mulțumim, Doamne ajută tuturor și numai bine! Valeu și valeu, da bale pentru Dumnezeu, dar tu nu vezi cât mi-e de greu, dar mai bariță măi. Dacă-mi te văd în joc jucând cu altele șuguind, dar inima-mi plâng și oftând, dar mai bariță măi. Dacă-mi te văd în sărbători, mă, diri-diri-diri-diri-diri, la cuca mea și atâtă flori, mă, diri-diri-diri-da, dar mă cuprinești și urmă, diri-diri-diri-diri-diri, la dintăl până la subță urmă, diri-diri-diri-da, da zi așa. Vai de mine, mă, tot plâng că nu-mi e gine, că-s cu gândul tot la tine, măi, bariță, măi. Sara, când au să mă culc de tine, mie-n timp mi-aduc, dacă așa frunza mă usuc, dar măi, bariță, măi. Da ochii tăi, bari, mi-e truș, mă, diri-diri-diri-diri-diri, la măia noaptea din culcuș, mă, diri-diri-diri-da, hai și-aș dormi și eu îmi chic, mă, diri-diri-diri-diri-diri, la lângă tine, că mi-e frig, mă, diri-diri-diri-da, da zi așa. Și mă duc să-ți pierd în bun. Cu și nini truți de la râu alta draguț. Da, măi, nitruță de pe vale, face mar Dumnezeu flori, să mă porți la șingatoare, măi, bariță, măi. Când la joc și voi bună, stăte satelii s-adună, jut-n porele de mână, măi, bariță, măi. Iată și mi-am pus în gândul, chiri-diri-diri-diri-diri, da, să mă aprind în joc râzându, chiri-diri-diri-da, da, cu poalele suflete. Poate te bag în pacate, diri-diri-diri-da, da zi așa.